Nu trece nici o zi fără să croșeteze. Violeta Scutaru din satul Mihăileni, raionul Râșcani, mânuiește cu măiestrie croșeta și creează lucrări excepționale pentru copii. Chiar dacă recunoaște că dragostea față de acest domeniu i-a apărut mult mai târziu, meșterița spune că se regăsește în totalitate în creațiile pe care le face. Dragostea pentru tricotat, dacă sincer, a apărut mai târziu. După absolvirea colegiului de medicină, facultatea farmaceutică, am nimerit într-un colectiv unde două doamne croșetau. Eu, trecând cu ochiul și îmi plăcea rezultatul, de acolo și vine pornirea. Hăinuțele realizate de ea sunt deosebite, întrucât depune multă dragoste și stăruință în fiecare articol creat. Pentru tricotarea, croșetarea, într-adevăr, trebuie multă, multă răbdare și plăcere. Pentru că în fiecare ochi tricotat trebuie răbdare, ca rezultatul final să fie frumos, cât de cât. Să bucure ochii copilașilor, desigur și părinților. Croșetatul este una dintre cele mai grele tehnici de realizare a articolelor vestimentare. Anume din acest motiv și costurile sunt mai mari, spune meșterița. Știți, când vine vremea, vorba de cost, clar că munca manuală trebuie să fie și prețuită. Pentru că se depune mult suflet, multă răbdare. Dar mai mult bucur rezultatul. Desigur că la timpurile care le avem, vrem, nu vrem, și costul interesează. Împreună cu alți meșteri populari din localitate, Violeta Scutaru se pregătește pentru Festivalul Covorului, acolo unde își va putea expune mai multe lucrări. E un eveniment binevenit, pentru că vor participa și diaspora care va veni în sat, satele din împrejurimi. Și noi, meșterii, desigur că avem nevoie de așa o promovare, pentru ca cât mai multă lume să vadă lucrările care meșterii le fac. Toți iubitorii de frumos sunt invitați la Festivalul Covorului, care va avea loc în satul Mihăileni, Râșcani, pe 21 august.